Bună seara! Wall Street Journal recent a publicat un articol cu subtitlul Știința în mod tot mai crescând aduce argumente pentru existența lui Dumnezeu. Haideți să vă citesc titlul în engleză. Science increasingly makes the case for God. Știința tot mai mult aduce argumente în favoarea existenței lui Dumnezeu. Și este un articol nu numai surprinzător, dar amatoricesc, atât din punct de vedere al științei, cât și din punctul de vedere al teologiei sau al filozofiei, dacă vreți. Știința nu poate demonstra existența lui Dumnezeu și știința nu poate să excludă existența lui Dumnezeu. Nu discutam acum despre aceasta. Însă autorul Eric Metaxas nu este nici de cum un om de știință, este un scriitor și este adesea oaspete la show-uri de TV, la Fox News. Ceea ce vrea el să spună că, de fapt, știința aduce argumente tot mai puternice în favoarea la intelligent design. Anume, intelligent design este, în principiu, nu are nimic științific. Este un concept religios care are o mască științifică. Intelligent design nu caută să demonstreze existența lui Dumnezeu, ci caută să demonstreze că un anumit concept despre Dumnezeu, care implică noțiunea unui Dumnezeu magician care dă cu bagheta și se face hocus pocus, ar fi oarecum demonstrat de știință. Și ce vrea să spună el, citez, ideea este că viața, spune el, oamenii de știință, au ajuns la concluzia că viața nu există decât pe pământ și nu poate fi găsită nicăieri în altă parte în univers și mai mult decât atât, condițiile care fac necesară ca viața să apară sunt miraculoase. Așa că Metaxas, nu știu ce nume fi asta, pune întrebare retorică. Nu implică conceptul că o inteligență a creat toate aceste condiții perfecte mai puțină credință decât să credem că toate aceste condiții improbabile au apărut dintr-o dată, în mod întâmplător. Acum aș vrea să vorbesc puțin despre acest concept. Intelligent design nu implică ideea că viața este ceva magic. Este ideea că viața este un ceasornic. Și acest ceasornic implică existența ceasornicarului. Argumentul este al lui William Paley și a suferit o evoluție în timp. Acum se numește intelligent design. William Paley argumenta că organismele biologice sunt niște ceasornicuri foarte bine reglate, cu o finalitate. Și aceasta implică existența ceasornicarului. În ultimul timp, argumentele aduse de teoria evoluției au devenit tot mai convingătoare pe măsură ce diferite descoperiri au confirmat teoria evoluției. Și a existat o retragere a ideei de ceasornic la originea vieții, la prima celulă, și ideea nu este aceea că e ceva magic, ci mai degrabă că e ceva foarte improbabil. Așa că se întreabă autorul, nu este mai logic să gândim că aceste condiții foarte improbabile au fost create de inteligență decât că au apărut la întâmplare. E bine, ce aș vrea să spun este mai întâi că ideea că viața nu se găsește în altă parte în univers, că savanții, oameni de știință, au ajuns la concluzia că viața este ceva unic pe Pământ și că nu numai viața, dar condițiile vieții sunt unice pentru planeta Pământ. Nu este deloc adevărată. Astrobiologia este o disciplină la început, era o disciplină în fașă. Dar deja există nenumărate dovezi că lumi ca Pământul există. Și mai mult decât atât, există dovezi foarte puternice. În urma explorării planetei Marte cu
sateliți orbitali și cu vehicule robot, că Marte a fost cândva ca Pământul, și aici se ridică întrebarea. Marte a fost o planetă ca Pământul. A avut apă, a fost caldă, a avut o atmosferă bogată, a avut toate condițiile despre care noi spunem că sunt unice pe Pământ. Istoria trecutului Marte este ca al Pământului. Însă ceva s-a întâmplat și asta ridică foarte multe întrebări. Pentru că dacă condițiile speciale ale Pământului reflectă o intenție specială pentru Pământ, întrebarea este de ce le-a avut și Marte. Trebuie să fixat o intenție specială și pentru Marte. Dar Marte se pare că între timp a avut un accident. Mă rog, Marte este planeta noastră soră, dar e surioarea moartă. Și când moare cineva în familie, încep să spun niște întrebări. Unde a fost Dumnezeu atunci când a murit? Când eram la unul dintre cursurile de origini, la Andrews University, profesorul nostru ne-a spus, argumentând ideea că potopul este răspunzător de geomorfologia Pământului. A spus, uite, rover Curiosity și orbiterurile, sateliții care orbitează Marte, au demonstrat că multe dintre particularitățile morfologice ale planetei Marte au fost făcute de aluviuni, de potop, da? De inundații de apă. Așa că, zice, nimeni nu mai râde de teza aceasta. Și l-am întrebat, iertați-mă, n-am înțeles, însemnează că pe Marte a existat potop? Nu spune că Marte a existat potop, doar că se dovedește că e posibil ca inundații puternice să modeleze scoarța terestră. Bineînțeles, nu era ideea de staturi geologice formate de potop pe Marte, pentru că, de fapt, nimeni nu contestă faptul că foarte multe dintre trăsăturile planetei Pământ sau planetei Marte au fost create de apă. Este vorba despre ceea ce contestă știința, este ideea că staturile geologice au fost formate de un singur potop global. Dar vreau să exit această idee și la Intelligent Design. Au existat condiții ca și pe Pământ, pe Marte, pentru viață. Dacă potopul a venit din cauza păcatului și ca o blestemă a lui Dumnezeu, atunci și potopul de pe Marte a fost tot un blestem și păcat, și dacă moartea există pe Pământ din cauza păcatului, semnează că și pe Marte moartea există tot din cauza păcatului. Ori suntem astăzi aproape siguri că viața a existat pe Marte, în formă microbială, dacă nu chiar există. Curiosity de curând a transmis o informație foarte interesantă la un moment dat în jurul Curiosity, a avut o emisie de metan care este de 10 ori mai mare decât atmosfera decât metanul din atmosfera care a fost detectată în atmosfera din Marte, de pe Marte. Așa că această emisie de metan a venit de sub Pământ. Noi, în general, metanul îl asociem cu... este un combustibil fosil pe Pământ. Acum, e adevărat că se poate forma și inorganic, dar această emisie bruscă, care a apărut și, pe a încetat, ne spune că ceva s-a întâmplat acolo de sub, nu știm ce. Dar ideea că este o activitate microbială sau că sunt microbi morți care, mă rog, au format metan și că metanul a izbucnit dintr-o dată, este o ipoteză foarte, foarte plauzibilă. Așadar, a existat microbi pe Marte, a existat moarte. Noi contestăm ideea că moartea a existat înainte de păcat. Ne contestăm ideea că frunzele cădeau înainte de păcat. Noi contestăm ideea că se vestejește florile pe noul Pământ. Așadar, nici microbii nu mureau sau nu mor. Ca atare, Marte a cunoscut moartea. Cine a rupt din fructul oprit pe Marte? Acum, ce aș vrea să spun, eu resping ideea că știința poate demonstra că există acolo, există Dumnezeu. Nu discut aici nici de existența lui Dumnezeu, nici de relevanța genezei, care mi se pare foarte profundă. Lucrul pe care îl discut eu aici este Cartea Declarat pentru Copii, care în mod orwellian devine pentru noi nu numai o normă de predicare și de dogmatică, dar noi trebuie să gândim așa. Și ni s-a spus de către președintele Confesiunii Generale că trebuie să ajungem să gândim așa, să ne forțăm să gândim așa, să ne rugăm până vom gândi așa. Așa că aș vrea să discut astăzi o descoperire publicată, un articol publicat
acum o lună, în Jurnalul de Astrobiologie, și peer-reviewed de patru persoane care le-a cerut editura Jurnalului de Cosmologie să revizuiască articolul din punct de vedere științific, după care a fost publicat. Este vorba despre un articol publicat de o savantă de la Old Dominion University, o profesoare de geobiologie, numită Nora Nofke. Și Nora Nofke este unul dintre cei mai buni experți în studiul fosililor microbiale. În principiu, despre ce este vorba? Dacă intrăm într-un muzeu în muzeu, vedem ceva ce vedem și cu ochiul liber atunci când ne plimbăm pe malul unui râu sau pe malul lacului sau pe malul mării. Asta vedem oricând, aproape că nu știm să recunoaștem ce vedem. Însă sunt așa numite stromatolite, care sunt niște stâlpi înalți din material sedimentar. Ce caracterizează acest material sedimentar este că a fost creat de microbi, de colonii de microbi foarte bine integrate, care pentru a se proteja de a nu fi măturate de curenți de apă sau de a nu fi acoperite de alte sentimente, au capturat sentimentele, le-au rearanjat și le-au legat într-un mod foarte specific. Și acestea reprezintă cele mai vechi urme de viață pe Pământ. Există și alt gen de fosile microbiale care nu sunt numite stromatolite. Numele lor este MISS, Microbial Induced Sedimentary Structures. Sau dacă ar spune în românește, SS, IM, structuri sedimentare induse de microbi. Și acestea au o formă plată. Ceea ce le deosebește de stromatolite este absența carbonatului de calciu. Dar este aceeași idee, anume microbii, colonii de microbi, de procariote, leagă sedimente și generează niște structuri specifice, care sunt cele mai vechi urme de viață pe Pământ, urme de procariote, fosile microbiale, microbiale și care se formează și în timpul nostru. Și există metode de analiză chimică care arată clar că sunt de origine biologică, dar și structurile morfologice. Pentru un ochi format, structura morfologică este suficientă. Nora Nofke este un geobiologist la Old Dominion University în Virginia, care de 20 de ani se ocupă cu studiul acestor structuri microbiale. Și ea este cea care a descoperit cea mai veche structură microbială pe Pământ în Australia, în Australia de Vest, în Dresser Formation, anume una veche de 3,48 miliarde de ani. Cea mai veche urmă de viață fosilă pe Pământ este 3,48 miliarde de ani. A fost descoperită de Nora Nofke în Australia. Este cea mai veche urmă de viață fosilizată, urme de procariote, organisme bacteriale foarte primitive. Acum, această femeie a șocat lumea și științifică, acum o lună, publicând în Jurnal de Astrobiologie niște observații făcute pe Marte, în care ea a susținut că a recunoscut structuri microbiologice. Vorbim despre un ochi de expert. Similare cu structurile de pe Pământ în lacul Gillespie. Lacul Gillespie este un fost crater de impact care cândva a fost un lac pe planeta Marte și este locul în care rover Curiosity explorează. Imaginele le putem vedea pe NASA, pe site-ul de la NASA. Am fost la planetariu atunci când Curiosity a aterizat pe Marte, mă rog. Ușor de înțeles, am stat la 2 dimineața și am așteptat ca să vedem prima imagine de pe Marte. A fost foarte mult entuziasm acolo. Erau oameni veniți din Canada, din toate Statele Unite, ca să vadă, erau reprezentați la NASA, ca să vadă în live dacă Curiosity va reuși sau nu să se așeze pe sol și să-și înceapă misiunea. E bine, zona pe care o explorează Curiosity este acolo un lac mort care a existat acum 2 sau 3 miliarde de ani, poate, într-un crater de impact. Și
Ceea ce ne spune Nora Nafke este că atunci când a privit imagini din satelit și imagini luate de roverul Curiosity, a recunoscut imediat că acestea, dacă pe pământ, dacă le vede, fără îndoială sunt semne de viață bacterială fosilizată. Deci nu este vorba aici despre, faptul că cineva a văzut o piatră sau o grămadă de pământ și s-a părut că este interesantă. Este vorba despre o persoană care de 20 de ani se ocupă cu aceasta și ce spune ea, zice, nu spun că am găsit viață pe Marte sau urme de viață fosilizate pe Marte, dar este o ipoteză și aduce argumente foarte puternice în favoarea acestei ipoteze. Acum, legând și cu emisia de metan pe Marte și cu faptul că s-au găsit molecule organice pe Marte, sau de pe Marte, care pot să fie semne de viață microbială activă sau de fostă viață microbială, Curiosity nu are instrumentele necesare ca să fac o analiză vă dată dacă există microbi vii sau dacă există micromorți pe Marte. Dar poate să sezizeze materie organică. Acum e vorba de o tonă și ceva care a fost transportată de pe Pământ pe Marte și care funcționează, cine poate să transporte un întreg laborator acolo. Ceea ce spune, o citesc pe Nof, că zice, când a analizat imaginile din satelit și imagine de, luate de roverul Curiosity. Într-o imagine am văzut ceva ce părea foarte familiar. M-am uitat mai atent. Prin aceasta înțeleg că am petrecut câteva săptămâni investigând anumite imagini centimetru cu centimetru. E vorba de imagini fotografiate sau filmate de Curiosity foarte de aproape. Am făcut schițe, am comparat datele cu structurile terestre. Și ia spune cu multă confidență, lucrez la asta de 20 de ani și știu după ce să mă uit. Despre ce este vorba? Nu numai că Nafke are un ochi format, dar ceea ce a făcut ea este foarte interesant. NASA a investigat două sau trei macrostructuri și a spus, ok, nu sunt urme de viață microbială. Ea a luat cam vreo circa 40 de imagini, de fotografii, care sunt toate pe site-ul NASA, făcute de Curiosity, de aproape. Deci nu s-a referit la macrostructura, ci a luat în detaliu. Aceste le-a prelucrat pe computer așa ca să rămână contururile. Și a făcut o analiză pe computer. De exemplu, sunt câteva aspecte aici. Unul foarte interesant este că dacă asemenea structuri, cum este un stromatolit sau un MISS, se formează neorganic, ceea ce este posibil. Deci te uiți la el, de la el de la distanță, seamănă, dar e format neorganic. Pe computer, o analiză fractală, deci lăsând la o parte analiza chimică, care, sau microscop, la microscop, care ar fi probabil conclusivă. Dar analizăm pe computer, făcând analiza fractală, la o formație neorganică apare o singură fractală. Și această fractală este substanța, sedimentul care s-a dezvoltat. Pe când atunci când este de origine biogenică, sunt două fractale. Este creșterea coloniei de microbi și creșterea sedimentului care sunt împreună împletite. Asta poate că poate fi intuit sau nu poate fi intuit, dar mă rog, ochiul te înșeală, omul e subiectiv. Însă computerul nu se înșeală aici. Computerul face o analiză. După aceea este analiza cantității de informație sau a gradului de aleatoriu în structura respectivă. Sunt analiza formelor geometrice, care sunt diferite la formațiunile de origine neorganică decât cele de origine microbială. Și concluzia, deci, pe lângă concluzia după ochi a unei persoane care toată viața s-a ocupat de fosile microbiale și de sedimente microbiale și are ochiul format și este cea care când a mers în Australia a recunoscut imediat cea mai veche fosile microbiale de pe pământ, acolo unde alții fuseseră tot specialiști și n-au văzut nimica. Dar pe lângă aceasta și pe lângă faptul că a petrecut săptămâni întreg analizând centimetru cu centimetru fiecare fotografie, computerul
după ce a analizat 6 sau 7 factori, independenți unul de altul, în structura morfologică, pe care a comparat cu aceleași parametri pe pământ, la structuri induse de microbi față de structuri induse anorganic, să mă explic mai bine, pentru că, în general, când e vorba de un articol științific, îmi fac notițele și încerc să-l înțeleg, să-l pun în limbajul meu. Și când exprim limbajul meu, cred că am înțeles ceva. Deci, ideea este că un strat sedimentar care se dezvoltă pur anorganic, pe pământ, poate să semene de departe, să zic, cu un strat sedimentar care a fost creat de colonii de microbi, care au rearanjat sedimentele și le-au legat între ele. Însă, o analiză structurală, morfologică, a celor două straturi, cel inorganic și organic pe pământ, arată niște diferențe, care poate ochiul nu le recunoaște, dar computerul face o analiză matematică, o analiză a distribuirii modelor geometrice, o analiză fractală. Este vorba de o singură fractală, sediment, sau două fractale, sedimente și microbi. Pe lângă aceasta, aceste straturi se învechesc, se usucă, crapă și se erodează. Și eroziunea unei structuri inorganice este alta decât a unei structuri organice. Se crapă altfel, se erodează altfel. Lasă, așa cum o fosilă, să zic, când se erodează solul, rămâne o fosilă, rămâne materialul tare. Da? Ceea ce rămâne este mult mai concluziv ca să arate originea biologică. Mai mult decât atât, rocele induse microbial diferă funcție de mediu. De exemplu, unele cresc în râuri, altele în mare, altele în ape liniștite și superficiale. Și cele din lacul Gillespie de pe Marte arată tipic așa cum sunt pe pământ. Rocile microbiale crescute în ape liniștite și puțin adânci. Și mai ales care după aceea sunt supuse, după ce se acapa, sunt supuse unor inundații sezoniere. Și tocmai așa arată rocile din Gillespie, așa arată geologia lacului Gillespie, că ar fi fost după ce a secat lacul supus unor inundații sezoniere. Și aici este interesant că Nafke a făcut o analiză pe microscop și a ajuns la o cifră matematică, anume că probabilitatea ca structura acestea să nu fie de origine organică este mai mică decât 0,004%. Deci probabilitatea de a fi de origine organică este 99,96%. Deci este extrem de mare probabilitatea. Deci, repet, este metoda ei a fost să compare structuri identice de pe pământ cu structuri inorganice pe pământ care seamănă cu ele, să facă o analiză matematică și concluzia este că este o probabilitate numai de 0,004% ca acestea să fie de natură inorganică. Deci este o coincidență foarte mare. Dacă structurile de pe Marte nu sunt de origine biologică, spune ea, adun similaritățile în morfologie și distribuția modelelor de structuri asemenea cu rocile induse microbial de pe pământ ar fi o coincidență extraordinară. Este interesant că ne întoarcem aici încerc închis la argumentul din Intelligent Design. Deci ca să mă întorc la articolul din Wall Street Journal, care a fost share-uit pe Facebook de 400.000 de share-uri și de like-uri, aprind pe Facebook imediat. Lumea s-a entuziasmat fantastic. Apare un titlu de articol. Știința în mod crescând aduce argumente pentru existența lui Dumnezeu imediat. Pac, Facebook-ul explodează. Să fac share-uri, să dau like-uri, dar ca să compară, deși pretenția este total gratuită. Astrobiologii, NASA, oamenii de știință au zis, noi când? Nici nu am vorbit despre așa ceva, adică ei nu vorbesc dacă Dumnezeu există sau nu există. Ei fac știință.
Dar vreau să citesc cele două, să le compar. Nu, spune Eric Metaxas în articolul său din Wall Street Journal, nu este presupunerea că o inteligență a creat toate aceste condiții perfecte. Nu cere mai această convingere că o inteligență a creat toate aceste condiții perfecte, mai puțină credință decât a crede că un pământ care susține viața și viața ca atare au apărut doar ca o șansă. Și acum citesc afirmația Nofke, care este un om de știință, spre deosebire de Eric Mac, cum îl cheamă? Tot uite numele, Metaxas, da? Foarte ciudat nume. Metaxas, care este doar un comentator la Fox News, spunea, dacă structurile marțile nu sunt de origine biologică, atunci similaritățile morfologice și modul de distribuție a lor, în comparație cu structurile sedimentare induse de microbi pe pământ, ar fi o coincidență extraordinară. Un savant vorbește de coincidență extraordinară, un comentator cu o tentă ideologică puternică vorbește despre coincidență extraordinară. Savantul Nora Nofke ne dă și o cifră. Nu se încurcă cu vorbe, cu minte poetice, metafore, argumente retorice, avocățești, intelligent design, mă rog. Ci ne dă o cifră exactă. Probabilitatea de a nu fi structuri biotice este mai mică decât 0,004%. Știu că Dembski, un ideolog, de fapt, plătit de un think tank conservator, a venit și el cu ecuații să arată cât de improbabilă este viața și improbabilitatea la el este mai mică decât aici. Și atunci apare, discutând în cifre și în probabilități și coincidențe extraordinare, apar aici două probleme. Trăim pe o planetă, miracol. Este un miracol, da? Avem cer albastru, avem oceane, avem oxigen, o planetă care susține viața. Avem o lună care reglează anotimpurile, reglând oscilațiile axei terestre. Avem o lună care reglează mareele. Deși e interesant că Bill O'Reilly spunea odată la Fox News că i-a spus lui Dawkins o întrebare, cum poți să explici mareele? Nimeni nu poate explica mareele. De pe urmea lui Newton știm ce provoacă mareele, da? Dar avem lună, avem planeta Jupiter care atrage asteroizii și ne scutește de bombardamente suplimentare, de și când și când ne mai pică cu un asteroid în cap și e posibil că să se întâmple. Suntem așezați undeva la marginea galaxiei și sunt mai puține perturbații gravitaționale și radiații letale care să ajungă la noi. Asta nu este mare lucru, multe stele sunt ca noi. Locul periculos în galaxie este aproape de centrul galaxiei, aproape de gaura neagră în centrul galaxiei. Însă, deja de la 30-40 de mii de ani, lumină distanță, nu mai e un loc periculos și galaxia are, dacă nu mă înșel, 100 de mii de ani lumină în diametru. Însă, bun, avem oxigen și viața e ceva foarte improbabil și uite că viața s-a produs. Acum ne uităm și vedem că cele mai vechi urme de viață pe Pământ sunt 3,4 miliarde de ani. Ne uităm pe Marte și vedem că Marte a fost ca Pământul. Chiar că n-are lună. Se pare că asemenea de esențial. A avut, e tot în sistemul solar, beneficiază și el de Jupiter, deși mulți asteroizi au căzut pe Marte, mulți asteroizi au căzut pe Pământ. Unii ne-au făcut bine, noi eram șoareci prin vizuini astăzi, dacă asteroidul nu elimina concurența dinozaurilor. Probabil acum o reptilă ar fi stat aici și ar fi discutat despre existența lui Dumnezeu și așa mai departe. Deci, Marte a fost și el protejat de asteroizi relativ de Jupiter. Marte a avut atmosferă groasă, care l-a protejat de radiații și a creat posibilitatea ca apa să fie lichidă și a creat un efect de seră,
ca în ciuda faptului că e cumva la limita zonei habitabile, să aibă o temperatură așa ca o primăvară terestră plăcută. Marte a avut câmp magnetic care a protejat de radiații și se pare, există argumente puternice, meteoritul Allen Hills 80041 și alți meteoriți după aceea de origine marțiană, cu fosile microbiale, cu urme de oxigen, cu urme de apă pe ei, emisii de metan din Marte, în solul Marte. Noi nu avem nicio îndoială că gazul metan de pe Pământ provine din fosile de plante și microbi. Și sunt foarte vechi. Roverul explorează o zonă foarte veche care a fost cândva un lac și a secat și aici se pare că au existat sunt structuri induse de microbi asemătoare cu cele care le vedem în lacurile și râurile de pe Pământ sau pe malul mării și acestea sunt vechi tot de 3,4 miliarde de ani sau 4 miliarde de ani. Deci atunci când viața a început să pulseze pe Pământ și Pământul a fost plin de cyanobacteria, de algă verde și de procariote, Marte era la fel, viața pulsa, au apărut procariote, a apărut alga verde și bang, dintr-o dată totul s-a terminat și Marte a murit. A fost un accident. Marte putea să aibă explozia cambriană, putea să aibă evoluția mai departe, n-a avut. Ceea ce vreau să discut aici, eu nu vreau să ajung la concluzii teologice sau filozofice, las pentru mai departe. Convingerea mea este că este foarte naiv să legăm teologia de conceptul de intelligent design, care nu numai că nu este științific, că nu poate să fie falsificabil. Problema este că poate fi falsificabil. Și în ce sens? Pentru că dacă intelligent design consideră că viața nu poate să apară spontan în univers și că Pământul nostru este, dacă nu este centrul universului în sens ptolemeic, este centrul universului în sens dramatic. Aici se joacă drama. Restul universului este doar decor. Da? Deci, dacă conceptul acesta, care e de bază la intelligent design, este considerat ca ceva, ca o ipoteză, atunci falsificarea acestei ipoteze apare foarte simplu. Dacă în univers există viață, însemnează că viața nu este un miracol supranatural. Și nu este niciun accident extraordinar. Așa cum întotdeauna între fundamentalismul religios și scepticismul postmodern există o graniță foarte, foarte incertă. Scepticul postmodern îi place să creadă că noi suntem doar un accident. Nu suntem o necesitate. Am spus de mai multe ori că mi se pare mai puternic teologic argumentul că viața este destin. Este mult mai ușor de susținut o teologie pe baza acestui concept sau o teodicee, dacă vreți, decât acela că viața este ceva extraordinar care are loc numai aici pe Pământ. Dar, așa cum am spus, dacă viața nu e un accident și a fost o creație specială, dacă condițiile de pe Pământ nu sunt un accident, ci sunt o creație cu totul specială, atunci întrebarea este ce a avut Dumnezeu cu Marte? Sau de ce l-a îngăduit ca Marte să dispară? Acum apar și alte probleme, să zic, filozofice aici, legate de destinul omenirii. Pentru că aș vrea să amintesc o pildă a lui Iisus. Dacă vreți ca să nu ies din contextul religios cu totul. Au venit la Iisus și au povestit despre galileenii măcelăriți de Pilat, despre galileenii a căror sânge l-amestecase Pilat cu jertfele lor. Adică oamenii și-au căutat-o și și-au găsit-o, fiindcă au adus jertfă unde nu trebuia să aducă, trebuia să aducă la templul Ierusalim și de că Dumnezeu nu se lasă bagiocori și au adus jertfă pe muntele Garizim și atunci Dumnezeu i-a pedepsit și au venit soldați romani și au omorât pe toți. Și Iisus le spune, voi credeți că acest galen a fost mai rei decât voi sau cei peste care a căzut turul de Siloa a fost mai rei decât alți oameni? Nu, eu vă spun că toți veți păsi la fel dacă nu vă pocăiți. Asta e ceva foarte interesant. Pocăiți înseamnă schimbarea mentalității. Hai să schimbăm puțin mentalitatea. De ce e viața pe Pământ? Suntem atât de special? Poate să dispară și viața de pe Pământ cum a dispărut viața de pe Marte? Ceea ce observ eu... De exemplu, referindu-mă la scritori ca de tipul acestui, cum chema, Metexan, sau nu mai știu cum, am spus, nu știu de-a pus hârtia, da?
Tipul ăsta care a scris articolul ăsta, că savanții au demonstrat că există Dumnezeu și că viața nu poate fi explicată decât așa și că savanții au arătat că numai pe pământ există viață și au tot căutat viața în univers și n-au găsit. Când scopul misiunii Curiosity, misiunii Marte, este să găsească viață, de fapt. Deci, aș vrea să spun, misiunea de pe Marte, care risipește o fracțiune, sau, mă rog, folosește o fracțiune din banii folosiți pentru de religie, scutiți de taxe, fără să ne ofere nimic, religia nu ne oferă nimica, sau de război, care ne oferă toate de mult. Poate e uneori mai bun decât religia. O fracțiune din această sumă e folosită pentru a explora planeta Marte. Dar scopul este foarte clar definit. Chiar dacă e făcut public, să caute viața. Pentru că cei de la NASA știu că este foarte probabil că acolo să găsească ori fosile de viață, ori viață, bacterii încă vii. Și dacă găsesc, atunci multe întrebări își găsesc răspunsul și alte întrebări se ridică. Așa că niciun titlu este fals. Dar ceea ce caracterizează asemenea autori ca acesta, host la talk show, la Fox News și editorial, la Wall Street Journal, ceea ce caracterizează acești oameni este că ei spun că noi nu suntem în pericol ca planetă în niciun caz. Orice am face noi, planeta s-a lăsat în picioare. Noi nu putem distruge planeta. Noi nici nu trebuie să avem grijă de planetă. Noi nu trebuie să ne risipim banii încercând să curățim apele și atmosfera sau încercând să protejăm mediul sau încercând să protejăm specii pe care le distrugem. Nu trebuie să ne facem probleme cu înmulțirea explozivă a populației, care este o bombă în sine. Nu trebuie să avem probleme nici cu epidemiile, cu nimica, nici nu trebuie să ne mai vaccinăm, că e dreptul nostru să ne vaccinăm copiii, fiindcă noi nu credem că vaccinul te protejează de pojar, ci mai repede credem că Dumnezeu a lăsat alte mijloace la dispoziție și toate aceste absurdități. Noi nu credem în știință, că fiindcă știința de multe ori s-a înșelat și Biblia nu s-a înșelat niciodată și așa mai departe. Deci toate acestea se reduc la o singură idee. Noi suntem aici pentru totdeauna și niciodată nu vom dispare. De ce? Pentru că Evanghelul crede că trebuie să înderăpirea bisericii întâi. Evreul crede că trebuie să vină Mesia. Musulmanul trebuie să vină Isha, adică Isus. Adventistul crede că trebuie să fie pământul pusit 1000 de ani când va veni Iisus și după aceea va avea loc triumful iubirii lui Dumnezeu, când toți vor arde în foc și unii vor arde mai lung decât alții. Mă rog, pentru chestii triviale, de exemplu, că au crescut în evoluție, vor să vadă ei atunci. Deci, și după aceea pământul va fi refăcut. Ca tare nu trebuie să ne bate în cap. Carl Sagan, în The Blue Pale Dot, punctul albastru palid, spunea că vorbea de sentimentele pe care le-a avut atunci când Voyager a fotografiat Pământul de pe orbita lui Saturn, la cererea lui. El a cerut ca ultimul impuls de energie electrică să fie folosit pentru a face această fotografie. Și spunea că de impresionant e să privești Pământul, să-ți dai seama că e un singur punct între multe alte puncte, cum i-a spus Dumnezeu lui Avram, numărele dacă poți, da? Unde e pământul? Nu există. Și zicea Sagan, când te gândești că aici, în acest punct, s-a vărsat ta sânge, e toată istoria noastră, aici sunt operele lui Shakespeare, aici e Iliada, aici e Biblia, aici sunt războaiele religioase, aici sunt toate bucurile, toți oamenii care au trăit un singur punct. Dintr-o dată te cutremur că îți dai seama cât de vulnerabil e acest punct. Dați-mi voi să vă spun o anecdotă a lui Mark Twain în încheiere. Mark Twain are o novelă despre un capitan care moare și pleacă la cer, sufletul. Însă omul pleacă de pe pământ, ia drumul spre cer, ideea susținută de Moody, pe tipul Mark Twain, era că Dumnezeu a făcut toate stelele și tot universul ca să arate omului calea spre cer. Pentru că, altfel cum se explică, de ce sunt atâtea stele și stele pe care nu le vedem măcar. Și dar oriunde ai murit, te duci și stele îți arată calea spre cer și cerul înconjoară tot universul și acolo este Iisus și sunt cei morți și e un oraș ca și New York, ca și Londra, e un spațiu veșnic unde este Dumnezeu ca persoană. Mă rog, o concepție foarte primitivă, dar ce te poți aștepta de la un alcoolic care s-a născut din nou. Și Mark Twain povestește cum acest capitan
după ce a murit, a plecat la cer și a luat-o din stea în stea ca să ajungă la cer, dar s-a întâlnit cu o cometă pe drum și a vrut să se întreacă puțin cu cometa, așa că s-a rătăcit de la drumul care arătau stelele, s-a rătăcit puțin prin univers și a început să umble prin univers și nu mai știa unde drumul spre cer. Așa că până la urmă ajunge la un fel de birou al obiectelor pierdute a universului, unde mai mulți îngeri se ocupă de persoanele care s-au rătăcit, sufletele care s-au rătăcit prin univers și alte lucruri care s-au pierdut prin univers și de acolo își întreabă de unde ești. Și răspunde, sunt de pe pământ. Și îngerii zice, întreabă de unde? De pe pământ. Păi unde să vede că de pe pământ? N-am ajuns niciodată de pământ, spun îngerii. Păi, zice, în sistemul solar, nu știm de asta. Cum, zice, noi, pământul, știi, și începe să spună, acolo e Moise, Avram, Irod, și îngerii spun, n-am ajuns niciodată de ăștia. Dar sunt de oameni. Noi sunt oameni făcuți după chipul lui Dumnezeu, ziua șaptea, Adam, Eva. N-am auzit, spun îngerii. N-am auzit niciodată de pământ, de pământ. Universul e mare, sunt atâtea stele, atâtea sisteme solare. Știm de unele, dar sunt de multe, de foarte multe, dar de pământ n-am auzit niciodată. Și până la urmă îi spune îngerul, uite aici este harta galaxiei. Încearcă să localizezi pământul. Acum era capitan de marină, avea ceva cunoștință de astronomie, a început de să uite după stele, să calculezi tot felul de conjuncturi și până la urmă la concluzia că a găsit pământul, s-a suit pe scară, pe toată harta, a umblat și asta de înger a găsit pământul. Pe urmă, aici este, ăsta e pământul. Ok, să vedem ce cu punctul ăla, ca să vedem de unde vii și unde trebuie să ajungi, pe lumea elaltă. Dar când îngerul atinge punctul acela, se șterge pentru că era doar murdărie de muște și pământul n-a mai fost găsit. Ceea ce vreau să spunem Mark Twain este că dacă noi am privit la pământ din perspectiva universului, nu în mod ptolemeic, ca și cum nu am fi centrul universului, ne-am dat seama că nu suntem nici atât de special, nici atât de singuri. Însă este greu pentru noi să depășim, să ieșim din această cutie. Așa că nu vreau să trag acum concluzii teologice. Vreau să mă ocup doar de partea științifică. Viața nu este un lucru chiar atât de unic. Și planeta noastră nu este chiar atât de unică. Ce este viața? De ce există viața? Aș vrea ca săptămâna viitoare să ne ocupăm de un alt subiect. Să nu ne ocupăm de viață, de originea vieții în sine. Ne vom întoarce la aceasta. Sunt ipoteze și teorii interesante, deși abiogeneza, ca și astrobiologia, sunt științe în fașă, dar vreau să ne ocupăm de explozia Cambrianului, să vorbim despre misterul vieții complexe, așa cum îl cunoaștem și cum considerăm că aici e vorba iar de o complexitate ireductibilă, care nu poate fi explicată decât printr-un act de inginerie specială. Nu putea să evolueze treptat. Nu vreau să exclud existența lui Dumnezeu, ci mai degrabă să arăt că instrumentul lui de lucru nu este cel al ceasornicarului care face ceasuri. Vă mulțumesc, ne revedem săptămâna viitoare să discutăm despre explozia Cambriană.